Creșterea acerbă a prețurilor carburanților a stârnit un val de proteste în rândul șoferilor din Târgu Jiu, Botoșani, Ploiești, Constanța. Mai mulți șoferi au blocat benzinăriile, alimentând cu sume de 50 de bani sau un leu, așezându-se din nou la coadă și îngreunând astfel activitatea benzinăriilor respective. De asemenea, mulți șoferi au tras de timp, spălându-și parbrizele mașinilor pentru a ține blocate pompele de alimentare cât mai mult timp posibil. Prețurile carburanților au crescut doar în cursul săptămânii trecute de 5-6 ori și vorbim de un plus de aproximativ 20 de bani. Scumpirile sunt rezultatul evoluției barilului de petrol, mai ales după noile sancțiuni impuse Rusiei de Uniunea Europeană. Litrul de benzină standard costă acum în jur de 8,6 lei, dacă vorbim de cele mai ieftine sortimente, iar motorina a depășit de multă vreme valoarea de 9 lei.